Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Pentru început vă invit să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Seceta își spune din nou cuvântul. Unii locuitori ai județului Alba primesc apă cu porția. Bărbaților le place la scutec. Peste 400 de tătici din județ au ales să rămână acasă pentru creșterea copilului. Cetatea Alba Carolina este luată cu asalt de sute de turiști și la Blaj curge miere. Municipiul de pe Târnave s-a transformat în capitala apicultorilor. Pentru mai multe detalii despre aceste știri, dar și altele, rămâneți în Prime Time. Seceta excesivă a pus agricultura din Alba pe butuci. În momentul de față, 7.000 de hectare de porumb au un grad de dăunare de 100%, iar aproape 70.000 de hectare sunt afectate în procent de peste 30%. Ministrul Agriculturii a promis că îi va despăgubi pe agricultorii care au suferit pierderi. În județul Alba, seceta a afectat toate culturile însămânțate în primăvară în procente variabile în funcție de zona în care acestea sunt poziționate. Cel mai mult, aș spune, la porumb, pentru că e suprafața cea mai mare. Aici avem pagube de până la 100%, avem aproximativ 7.000 de hectare, care sunt producție zero și s-ar putea că avem chiar mai multe. Cultura de cartof a fost afectată, floarea soarelui, dar aici nu chiar putem vorbi de, știu eu, o pagubă peste 70%, dar și aici avem în jur de 50% o pagubă. Deci, la orice cultură nu putem discuta de o pierdere sub 30%. Pentru a compensa pierderile înregistrate de fermieri, Ministerul Agriculturii are în plan o serie de despăgubiri. Domnul ministru informa că persoanele fizice vor fi despăgubite cu până la 7.500 de euro per hectar, deci până la, iar întreprinderile mici și mijlocii, în urma unor discuții pe care dânsul le-a avut cu reprezentanții acestora, au convenit ca sprijinul să fie în subvenția pe suprafață, sprijinul pe suprafață pe care îl vor primi din toamna acestui an pe anul viitor. Dacă anul care a trecut a fost un sprijin până la 132 de euro per hectar, anul acesta va fi cuprins între 170 și 180. Seceta a pus producătorii agricoli în situația dramatică de a vedea cum munca și banii investiți, începând din primăvară, s-au dus pe apa sâmbetei. Aceștia sunt în postura de a pregăti campania de toamnă în condițiile în care pierderile i-a cam lăsat cu visteria goală. Există însă și o soluție, cea a creditului. Pot să primească de la APIA o adeverință cu care, un fel de garanție a creditului, cu care merge la bănci, mă rog, sunt multe bănci care agrează acest credit, să zic așa, în baza acestei adeverințe primesc 95 de euro per hectar. 50 de euro din această sumă va fi primită în contul băncii după data de 15 octombrie, iar diferența de sumă va fi primită după 1 decembrie, când de fapt se fac plățile de la Uniunea Europeană. Cel mai probabil, seceta va avea drept efect scumpirea grâului și a furajelor, lucru care se va reflecta în prețul final al pâinii sau al produselor din zootehnie. Cele aferente programului Rabla au trecut mai ceva ca pâinea caldă în Alba. Motivul, sute de persoane se află pe listele de așteptare încă din sesiunile precedente pentru a-și casa mașina, iar pentru această etapă în județul Alba s-au distribuit doar 200 de vouchere. La Rematul din Alba Iulia, tichetele s-au epuizat în primele două zile ale programului. Cea de-a doua etapă a programului Rabla pentru persoane fizice a demarat în 8 august. În județul Alba au ajuns 200 de tichete valorice distribuite celor 10 firme colectoare înscrise în program. La Rematul din Alba Iulia, cele 20 de vouchere primite s-au epuizat rapid. Din punct de vedere a solicitărilor, Remat Alba are o listă de așteptări cu peste 100 de persoane fizice care doresc să-și predea în cadrul programului Rabla 2012 vehiculul. Iar pe partea voucherelor, etichetelor pe care le-am primit, în această a doua sesiune, noi am primit 20 de etichete. Le-am epuizat toate cele 20, urmând să mai ridicăm un număr de etichete, nu știm la ora actuală să vă spunem câte, și în cazul în care reușim să mai ridicăm, să satisfacem și din
clienții care la ora actuală sunt pe așa zisa listă de așteptare a noastră. Am aplicat criteriul primul venit, primul servit. Deci odată de pe lista de așteptare și cei care se prezintă, dacă doresc, le luăm număr de telefon, nume, un număr de înmatriculare ca să putem cât de cât să identificăm mașina și îi preluăm mașina abia în momentul în care avem tichetul la noi. În fața rematului de pe strada București din Alba Iulia ne-au întâmpinat câteva bătrâne dacii pe care proprietarii nu au mai ajuns să le predea spre casare. După cum putem observa, unele persoane supărate, probabil că nu au reușit să-și lase mașina la casat, le-au parcat aici în fața rematului din Alba Iulia fără plăcuțele de înmatriculare, în speranța că probabil data viitoare vor fi printre primii și vor reuși să-și ia tichetele. Pentru această etapă, la nivel național, s-au distribuit 15.000 de vouchere în valoare de 57 de milioane de lei. Se așteaptă ca din toamnă programul Rabla să fie suplimentat cu încă pe atât. Inspectorii din cadrul DSV Alba au efectuat luna trecută mai multe controle atât individual cât și în echipe mixte, alături de Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Alba și Direcția de Sănătate Publică. Au fost vizate zonele turistice ale județului cu tabere și restaurante și piețele, abatoarele și unitățile de procesare a produselor de origine animală. În cursul lunii iulie au fost verificate 22 de unități din zonele turistice, aplicându-se un număr de 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.400 de lei, dar și 6 avertismente. Verificările au vizat în principal atât magazine alimentare, restaurante, unități de tip fast food, cât și tabere de copii care, în timpul verii, cum bine știți, sunt active. Tot luna trecută au fost efectuate 80 de inspecții la unități care produc, procesează, depozitează sau comercializează produse de origine animală și non-animală, ferme, abatoare, unități de procesare carne, lapte, miere, unități de alimentație publică, târguri de animale și piețe. Principalele deficiențe constatate au fost nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare de întreținerea spațiilor de depozitare și valorificare, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare, nerespectarea normelor sanitar-veterinare prin protecția și bunăstarea în exploatații, de exemplu, de găini ouătoare, neamenajarea și neîntreținerea conform normelor sanitar-veterinare a centrelor de colectare a animalelor, introducerea fără de documente animale în diferite unități, etc. Aceste acțiuni de control reprezintă o atribuție de bază a inspectorilor Direcției Sanitar-Veterinare și vor continua în tot județul. Despre controlele din ultima perioadă vorbim cu domnul comisar șef OPC Alba, domnul Dorian Vușcan. Bine ați venit în prime time. Să rămână, bine v-am găsit. Mulțumim că sunteți alături de noi. Cum a arătat și textul știrii care tocmai s-a încheiat, în parteneriat cu DSV Alba, ați realizat mai multe acțiuni, însă acum vrem să ne axăm puțin pe controlele OPC și aș vrea pentru început să facem o retrospectivă pentru primele 6 luni ale anului, să vedem pentru ce anume s-au dat amenzi, ce controle, ce verificări s-au făcut și în ce domeniu stau albaiulienii cel mai rău? Înseamnă că nu e de bine. Nu e de bine pentru că nu e un lucru îmbucurător pentru aceste primele 6 luni ale sau prima jumătate a anului. Amenziile au fost destul de mari, peste 500.000 de roni, da, de lei noi și în domeniul nostru de activitate pot spune că a fost unul foarte variat, în sensul că am acționat peste tot, în toate domeniile, atât la produse alimentare cât și nealimentare, prestări, servicii, și acolo unde noi am considerat că nu sunt bine puși la punct sau au abateri foarte grave, amenziile au fost pe măsură. Am înțeles. Comparând cu aceeași perioadă anului trecut, stăm mai bine sau mai rău? Mai bine. Deci mai bine. Lucrurile, da. Totuși înseamnă că funcționează pot mai să vă bine, spun mai bine dat. Și datorită faptului că reclamațiile au fost într-un număr în scădere, dacă o raportăm cu aceeași perioadă anului trecut, și este un lucru îmbucurător datorită faptului că noi am încercat împreună cu operatorii economici să facem și o consiliere în ceea ce privește punerea la punct a lucrurilor sau lacunelor pe care le au în instituțiile dânșilor sau în cadrul activității pe care o desfășoară, și tocmai de aceea spunem noi că un număr de 250 de reclamații putem spune că este un număr mic în comparație cu alți ani.
Da, până la ajunge la reclamații, aș rămâne puțin la ceea ce înseamnă amenzi, pentru că a spus că s-au dat amenzi de peste 500.000 de lei noi. Asta înseamnă foarte multe amenzi din punctul meu de vedere. Acum, în funcție de fiecare sancțiune, de cât de mare a fost amenda pentru neregulile găsite. Dar pentru că legislația este foarte strictă, totuși aș întreba în ce domeniu s-au dat cele mai multe amenzi? Nu știu, pentru produse alimentare alterate, de exemplu, pentru termenul de valabilitate care era depășit, pentru ce anume? M-am referit doar la alimentare, da. Bun, ca să începem cu începutul, cum se spune în limba noastră, da. Noi nu numai pentru produse alimentare, într-adevăr, sigur, s-au făcut cele mai multe controle pentru produse alimentare pentru că ține de sănătatea noastră și e normal să fie așa. Să înțeleg că nu aici s-au dat cele mai multe amenzi. Nu, cele mai multe amenzi s-au dat pentru prestări servicii din partea operatorilor economici și pentru cei care prestează servicii de telefonie, pentru telefoane scoase din garanție care sau alte produse care au fost scoase din garanție și în urma reclamațiilor s-au dat amenzi destul de mari. Din totalul reclamațiilor pe care noi le-am înregistrat în primele 6 luni de zile, putem spune ca pondere că au avut câștig de cauză consumatorii. Consumatorii, așadar, da, reclamațiile... Și foarte multe s-au încheiat în urma intervențiilor noastre, s-au încheiat și pe calea amiabilă. Și pe calea amiabilă, ne bucurăm să auzim asta. O să vorbim și de reclamații, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt destul de multe reclamații care vin în ceea ce privește anumiți furnizori de telefonie mobilă, dar până să ajungem acolo, știu că s-au făcut controle și pentru că toți suntem în plin sezon al vacanțelor și pentru că albaiulienii cu siguranță, dacă nu au avut încă timp pentru o vacanță, își planifică pentru următoarea perioadă. Știu că s-au făcut controle și la agențiile de turism și chiar s-au dat amenzi, dacă nu mă înșel, să mă corectați dacă nu e așa, pentru lipsa de informare a clienților. Ce a vizat această acțiune? Așa este, a fost o acțiune tematică la nivel național, pentru că în urma unor închideri sau intrări în insolvență unor agenții de turism, vă dați seama că foarte mulți consumatori au avut de suferit. Tocmai de aceea am făcut aceste acțiuni pentru a determina unitățile care prestează altfel de servicii de pachete turistice să informeze de la bun început consumatorul sau clientul pe care l-au cu tot ce înseamnă, începând de la transport, cazare, stele sau după caz margarete sau cum sunt clasificate, transportul, ce înseamnă regimul vizelor și pașapoartelor, deci într-un cuvânt, tot acel contract care îl încheie cu agenția de turism cu clientul să fie unul cu clauze sigure, asigurare, mai ales să nu intre firma în insolvență, să trezească omul la mii de kilometri la vedere, de distanță, că vă dați seama, nu are asigurată cazarea. S-au dat, într-adevăr, și pe raza județului nostru, s-au dat amenzi, nu foarte mari. Noi am sistat serviciile acolo unde am considerat că sunt foarte mari probleme. Decât să dăm amenzi, mai bine am sistat serviciul să pună la punct, pentru că era în plin sezon estival și am zis nu facem nimic ca prin aplicarea amenzilor. Tocmai de aceea am sistat serviciul lor și pentru că noi am obligat ca în cel mai scurt timp să intre în legalitate, cred că au fost un atu și pentru noi și pentru consumatori. Am înțeles. Acolo unde au fost reclamații în ceea ce privește serviciile acestor agenții de turism, s-au rezolvat solicitările consumatorilor? Adică ați urmărit întregul proces în care ei au fost păgubiți? Știți dacă li s-au rezolvat cazurile, au primit banii înapoi sau au avut parte de vacanța mult dorită? Spre plăcerea noastră, pe raza județului Alba nu au existat astfel de cazuri. Noi suntem într-o continuă informare atât cu agențiile de turism cât și cu consumatorii. Avem o linie pe care, la care poate fi apelat 24 din 24 de către orice turist, fie că este în România, fie că este în Occident sau în Europa. Și până acum nu am avut nicio sesizare de genul acesta de pe raza județului Alba. Am înțeles, ne bucurăm să auzim asta. Dacă tot vorbim de sezon, de controle de sezon, băuturile răcoritoare sunt foarte căutate în această perioadă și, bineînțeles, înghețata. Ați făcut controle în acest sens? Putem sta liniștiți în cazul în care dorim o înghețată de undeva din județul Alba? Sigur că da. Am făcut controle și la ape minerale și la băuturi răcoritoare și la înghețată.
Putem sta liniștiți. Singurele aspecte pe care noi le-am, au fost foarte mulți operatori economici care distribuie și care comercializează astfel de băuturi, problemele nu au fost majore, doar atât că nu au fost în anumite cazuri, am găsit operatori economici care nu le păstrau la temperatura impusă de producător. Atât. În acest sens, ce măsuri am, am oprit de la comercializare pentru intrare în, în legalitate. Am înțeles. Pentru că spuneați mai devreme de reclamații, vreau neapărat să ajungem și la acest domeniu. Fac albaiulienii reclamații și cam pentru ce? Da, sunt chiar în primele 6 luni, așa vă cum spuneam, sunt bucuros că n-au fost mai mult de 250 de reclamații, puteau fi și mai puține. Cele mai multe reclamații s-au făcut la produse, așa cum vă și spuneam, la prestări servicii legate de factură, legate de garanții, legate de cuantumul sumelor din facturi. Multe au fost în transporturi, dar s-au rezolvat în cel mai scurt timp, în sensul înghesuielii, prin autobuze, cei care fac naveta și așa mai departe. Noi cred că am avut o colaborare destul de bună și cu operatorii economici din județ, pentru că având un punct de informare la sediu prin care facem consiliere cu atât cu operatorii economici cât și cu consumatorii, cred că această chestiune a condus la un număr scăzut de reclamații. Reclamația, termenul de finalizare a unei reclamații este de 30 de zile, dar vă pot spune că în județul Alba nicio reclamație nu cred că a trecut mai mult de 20 de zile până așa a fost soluționată. Reclamațiile au fost soluționate. Da, au avut întâietate în cadrul și în munca pe care noi o prestăm, au întotdeauna întâietate reclamațiile. Puneți-mi, vă rog, se întâmplă să primiți și reclamații care nu intră în competența Oficiului pentru Protecția Consumatorului? Sigur că da, sunt foarte multe reclamații care ne vin, care sau sunt reclamații care nu ne pot pune pentru cercetarea reclamațiunii, pot pune la dispoziție toate actele necesare. Sunt reclamații care nu sunt de competența noastră, dar avem obligația să le preluăm și să le redirecționăm spre instituțiile care au această competență. Multe dintre ele se încheie pe cale amiabilă în urma intervențiilor noastre. Dintre ele mai sunt, vă pot spune că avem un număr de 13 retrase, deci tot în urma intervențiilor noastre, și 23 nesoluționabile, tocmai din faptul că nu ne pot pune la dispoziție acte necesare pentru demararea controlului sau desfășurării, o să vedem motivele reclamației. Am înțeles. Pentru cei care ne urmăresc acum în fața micilor ecrane și care poate sunt interesați de cum se poate depune o reclamație și unde, aș vrea să le oferim câteva informații. Sigur, reclamația se poate depune fie la noi la sediu pe strada Octavian Goga numărul 9, fie trimisă prin poștă, tot pe aceeași adresă, prin e-mail sau prin fax la 0258811946 sau e-mail alba@ondopc.ro. Așa, dar destul de simplu în cazul în care doresc să reclame un anumit lucru care nu a fost în regulă și pe care neapărat țin să fie soluționat. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm cu mare drag aici la Alba TV. Ne luăm acum o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi! Am revenit în prime time, continuăm știrile. În perioada de maximă intensitate a sezonului turistic, cetatea Alba Carolina este vizitată zilnic de sute de turiști. Vă întrebați ce aduce în Alba Iulia? Cei mai mulți declară că punctul principal de atracție îl reprezintă spectacolul oferit de către soldații îmbrăcați în uniforma de epocă și minunații cai negri. Chiar dacă a fost o zi obișnuită de marți, vizitatorii din diverse colțuri ale țării, dar și de peste hotare, au venit în cealaltă capitală pentru a asista la un ceremonial unic în România. Schimbul de gardă, un spectacol deosebit executat de către soldații din garda hotelului medieval, atrage turiști în acest oraș încă din anul 2009. Eu sunt născut din Sebeș, am plecat în Germania în 83, trăiesc la Hamburg. Și am venit, nu știu, de 2-3 ori am fost aici și am fost foarte impresionat de ceea ce s-a făcut aici. Și garda e ceva deosebit, absolut deosebit. Și caia aceea m-a impresionat mult. Și acum 2 ani am fost cu o cunoștință, cu o doamnă din Viena.
Și a fost efectiv stupefiată de gardă. Nu voia să se fotografieze cu fiecare soldat și, mă rog, în tot cazul e ceva foarte impresionant și e foarte... Adică se încadrează în tot aspectul ăsta. Și anul viitor o să vin cu un grup mare de prieteni din Hamburg care habar n-au de ce îi așteaptă aici și o să fie desigur foarte, foarte impresionați. Oamenii se simt ca într-o poveste atunci când, în acest cadru oferit de fortificația bastionară și de alte clădiri de epocă, își fac apariția soldații îmbrăcați în uniforme colorate și defilează pe ritmul tobelor. Și veniți de pretutindeni sunt încântați de spectacol. S-a părut extraordinar. E extraordinar. L-ați mai văzut până acum? Nu, e prima dată. Am fost acum 3 ani. Sunt din Tulcea, dar stau în Danemarca. Am înțeles. Veți reveni? Da, cu siguranță. Pe internet i-ați văzut cumva? Nu am văzut. Nu știu de unde să mă uit. Credeți că este un exercițiu de branding bun pentru Alba Iulia? Absolut. Cu siguranță o să vină turiști în viitor aici. Și arată extraordinar cetatea. Succes! Succes! E foarte frumos, e impresionant. Am înțeles că sâmbătă sau duminica sunt mult mai mulți, așa am auzit, dar oricum este impresionant, e foarte frumos. Promovați mai departe această idee de turism, așa să zic, pentru că merită toată lumea să vadă, fără nicio problemă. Este ceva deosebit și eu, când voi merge în Craiova, în Oltenia, la toți prietenii le voi recomanda să vină neapărat. E prima dată când vin în Alba Iulia. Nu-mi pare rău, îmi părea foarte rău dacă nu ajungeam aici. Ne mai pomenit, am fost deosebit de impresionată. L-ați mai văzut până acum? Nu, de-aia am venit special să văd. De unde sunteți? Din zonă, pot să spun, și din Câmpeni. Extraordinar. L-ați mai văzut? Nu, nu l-am mai văzut. De unde sunteți? De la Ulm. Și mai veniți? Mai venim, cu alte ocazii. Foarte mult! Îți plac uniformele lor? Cel mai mult dintre toți. Da? Da. Și căluții sunt frumoși? Foarte frumoși. Mi-aș fi dorit să-i ating, dar din păcate nu putem. Cine ar vrea să fie soldat în garda de aici? Eu! În fiecare zi, de la ora 11:30, începe schimbul de gardă. Ceremonialul îi încântă și pe turiști, dar și pe localnici. Are însă un farmec aparte pentru cei mici. Iată ce ne-au răspuns prichindeii când i-am întrebat dacă le place schimbul de gardă de la Alba Iulia. În mai puțin de 2 ani, municipiul Blaj va avea o rețea de canalizare modernă. Astăzi s-a semnat cel de-al 13-lea contract pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Alba. Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare din Blaj face parte dintr-un proiect amplu în valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care aproape 80 de milioane de euro sunt contribuție nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Astăzi mai semnăm încă un contract de modernizare și reabilitare a sistemului de canalizare în municipiul Blaj. Și că este al treilea municipiu unde vom semna atât stația de epurare cât și rețelele. Contractul semnat astăzi cuprinde extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de aproape 30 de kilometri, construirea 14 stații noi de pompare apă uzată, reabilitarea unei stații vechi și execuția a numai puțin de 4 kilometri de conducte de refulare. Ne-am dorit foarte mult stație și extindere canalizare, pentru că cu această extindere în Blaj nu va mai rămâne nicio locuință care să nu fie raportată la canalizare. Și acest lucru înseamnă un grad ridicat de civilizație și corect, ținând cont că ne aflăm în 2012-2014. Suma care va fi investită în proiectul de canalizare din Blaj este în valoare de peste 29 de milioane de lei. Firma constructoare din Câmpina, care a câștigat licitația, a dat asigurări că dispune de toate mijloacele pentru a finaliza lucrările conform graficului în maxim 20 de luni. Vreau să vă asigur pe dumneavoastră și în același timp și pe domnul primar că vom răspunde tuturor solicitărilor pe care le va avea și că imediat pornind de începere a lucrărilor vom fi prezenți lucrând în zonă, pentru că deja avem organizarea de șantier
pe o altă lucrare la Aiud și o parte din utilaje și din oamenii avem deja în zonă, așa că imediat după prima lună de începere vom fi prezenți. Ultimele două contracte pentru modernizarea și reabilitarea rețelei de canalizare în Cugir și cel pentru amenajarea stațiilor tratare a apei în Sebeșel și Cugir și a stațiilor de epurare din Câmpeni, Sebeș și Petrești urmează să fie semnate după soluționarea contestațiilor. Puțin peste 100 de locuri de muncă disponibile în județul Alba. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a făcut astăzi publică lista posturilor vacante din Alba Iulia, Aiud, Câmpeni și Sebeș. În Alba Iulia avem săptămâna aceasta doar 24 de locuri de muncă disponibile. Se caută agenți de vânzări, șofer mașină de mare tonaj, instalatori apă canal, vânzătoare, câte un inginer topograf, îngrijitor copii și director general administrativ. În Aiud s-a anunțat un singur post pentru lăcătuș mecanic. În Câmpeni sunt 50 de locuri de muncă disponibile pentru confecționeri îmbrăcăminte și 20 de posturi pentru lucrători în industria confecțiilor. În Sebeș se caută personal întreținere pensiune, personal întreținere bucătărie, cameriste, contabili și funcționari administrativi. Pentru mai multe detalii despre locurile de muncă disponibile săptămâna aceasta în județul Alba, cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiilor locale din Alba Iulia, Aiud, Câmpeni și Sebeș. Seceta din ultima perioadă nu a fost lipsită de probleme pentru furnizorul apă CTTA. Dacă în majoritatea localităților din județ apa de la robinete a curs normal, în Abrut, Tărtăria și Ohaba firma a fost nevoită să reducă programul de alimentare la doar câteva ore pe zi. Potrivit conducerii apă CTTA Alba, în localitățile respective, seceta a afectat principalele surse de alimentare cu apă, iar pentru a preveni agravarea situației, s-a hotărât reducerea programului de furnizare a apei la câteva ore pe zi. În zona Apusenilor nu avem probleme la Câmpeni, la Mihoiești, în schimb avem niște probleme la Abrud, unde dăm apă cu program, cam 5 ore dimineața, 5 ore după masa, dacă nu plouă, probabil că programul ăsta o să sufere modificări, dar noi sperăm totuși să rezolvăm problema așa acolo. Și sunt câteva comune preluate de noi, cum e Ohaba, de exemplu, unde programul de apă e Ohaba, Tărtăria, unde programul de apă e cam 5 ore. Reprezentanții APA CTTA au demarat discuțiile cu consiliile locale pentru rezolvarea situației. O soluție viabilă pentru abrudeni ar fi implementarea unui sistem prin care alimentarea să se realizeze direct de la stația din Câmpeni. De asemenea, la Tărtăria există posibilitatea de racordare la stația din Vinerea. Conducerea APA CTTA Alba a precizat că, în ciuda secetei pe sistemul microregional, nu au fost înregistrate probleme calitative și nici cantitative în ceea ce privește alimentarea cu apă. Seceta seacă râurile. Debitele celor mai importante cursuri de apă din județul Alba se află mult sub media multianuală a lunii august. Nu mai vorbim de râurile mai mici, care aproape au rămas fără apă, sau de situația lacurilor de acumulare de pe Sebeș, care este oarecum îngrijorătoare. Din cauza secetei prelungite, nivelul Mureșului este din ce în ce mai scăzut. Putem observa pe alocuri chiar insulițe de nisip care au început să se formeze în mijlocul apei. De cealaltă parte, nici râul Sebeș nu arată mai bine. Toate cursurile de apă din județ sunt afectate de seceta prelungită, debitele râurilor situndu-se la mai puțin de jumătate din valoarea normală înregistrată pentru luna august. Mureșul, de exemplu, la Ogna Mureș, debitul față de 44 de metri cubi pe secundă, abia 16 metri cubi pe secundă este măsurat în cursul zilei de astăzi. De asemenea, la Alba Iulia, la un debit mediu multianual de 68 de metri cubi pe secundă, astăzi debitul abia este de 22 de metri cubi pe secundă. Și celelalte cursuri de apă mai mici, Ampoiu, Târnavele, Cugiru, Galda, sunt afectate. Debitele sunt, cum spuneam înainte, sub 50% față de mediile multianuale. Și apa din lacurile de acumulare de pe râul Sebeș se află la valoarea minimă admisă. Și lacurile de acumulare au volumele foarte, foarte scăzute. Sigur, aici putem spune că și necesitatea producerii energiei electrice pe valea Sebeșului a afectat volumul de apă acumulat, dar față de protocolul încheiat cu Hidroelectrica, coeficientul de umplere a lacurilor pe Valea Sebeșului este în jurul cifrei stabilite. Vreau să vă spun că cel mai mare lac de acumulare, Oașa, are la momentul de față
coeficientul de umplere 63%, ceea ce înseamnă 78 de milioane de metri cub față de 125 volumul maxim de acumulare. Dacă precipitațiile vor fi tot cu frecvența de până acum, ne putem aștepta chiar la atingerea debitelor minime istorice pe unele cursuri de apă. Pentru că, de obicei, seceta hidrologică se atinge în lunile de toamnă, septembrie, octombrie. Lipsa precipitațiilor se resimte la nivelul județului și în activitatea umană, în industrie și agricultură. Așadar, seceta lasă urme și la nivelul județului Alba. Cât de gravă este situația la nivelul județului nostru, vorbim cu domnul inginer șef Traian Matiș din cadrul sistemului de gospodărie a apelor Alba. Bine ați venit în Prime Time. Sărmâna, bine v-am găsit. Mulțumim că sunteți alături de noi. Seceta seacă râurile este titlul știrii care tocmai s-a încheiat. Cât de gravă este situația? Sigur, noi în momentul de față suntem într-o situație de prelungire a secetei hidrologice, pentru că așa se numește seceta, scăderea debitelor cursurilor de apă, o prelungire a secetei de anul trecut. Știm cu toții că anul trecut, de prin luna august, precipitațiile au fost foarte, foarte reduse. În cursul iernii, de asemenea, precipitațiile au fost foarte puține, aportul de apă adus cursurilor de apă fiind foarte mic. Începând de la sfârșitul lunii mai, de asemenea, precipitațiile, mai ales în județul nostru, pentru că noi aici monitorizăm, au fost foarte, foarte mici. De aceea, la sfârșitul lunii iunie, am observat din monitorizarea cursurilor de apă din județul Alba scăderea drastică a debitelor râurilor noastre. Vreau să vă spun că în momentul de față, principalele râuri din județul Alba, Mureșu, Târnavele, Arieșu, Ampoiu, Sebeșu, Cugiru, sunt mult, mult sub limita, sub media multianuală a lunii august. Vreau să vă dau numai un exemplu. Mureșu, la intrarea în județ, la Ogna Mureș, față de 44 de metri cub pe secundă, un debit mediu multianual, azi dimineață la ora 6, debitul era de 16 metri cub pe secundă. La fel și la Alba Iulia, față de 68, abia am înregistrat 22,4 metri cub pe secundă. De asemenea, și celelalte cursuri de apă. Și Târnava la Mihalți, față de debitul mediu multianual înregistrat în luna august, ne găsim sub 30% față de această medie. Sigur, tendința, din păcate, este tot în scădere. Tot în scădere și așadar situația este destul de gravă din ceea ce ne spuneți, pentru că așa cum spuneați și la nivelul Alba, de la 68 la 22,4% e o diferență foarte mare, de la cer sigur, la pământ, aș spune. Abia 33% față de un debit multianual înregistrat în luna august. Asta sigur are și sigur cunoaștem cu toții, are implicații și asupra oamenilor, locuitorilor județului Alba. Vreau să vă spun că scăderea nivelului apei și implicit a debitelor pe cursurile de apă influențează foarte mult folosințele. Aici mă refer în primul rând la cei care au folosința apă de băut din freatic, pentru că odată cu scăderea nivelului în cursurile de apă, scade și nivelul freatic, nivelul din fântâni. Și ajung oamenii care se alimentează cu apă individuală să nu mai... Le seacă fântânile, pur și fântânile, simplu. Da. În situația respectivă, sigur, sunt cei care au fântâni în lungile cursurilor de apă. Dar și cei care au fântâni în izvoare de coastă și acolo se simte deja scăderea debitului la izvoare. Am înțeles, toate cursurile de apă din județ sunt afectate din ceea ce ne spuneți și de asemenea și lacurile de acumulare de pe râul Sebeș, vorbesc de cele patru, Ogna, Tău, Nedeiu și Petrești și aici, și aici sunt probleme. Toată această situație pe care o parcurgem și pe care trebuie să o traversăm e inevitabilă. Cum poate fi rezolvată? Cum pot fi ajutați acești oameni de care chiar ați amintit, care au fântâni de unde se alimentează cu apă zilnic și cărora le seacă fântânile? Ați amintit de lacurile de acumulare de pe Valea Sebeșului. Zic, eu am moștenit lacurile, sau mă rog, județul Alba a moștenit lacurile
de pe Valea Sebrâcele, patru lacuri, care, după părerea mea, sunt un lucru extraordinar. Pe lângă producerea de energie în sistemul național, lacurile de acumulare mai au încă două roluri, după părerea mea, foarte importante. Sigur, cu toți am observat în ultimii ani, nimeni nu a spus că pe Valea Sebeșului s-au produs inundații. Deci este au rolul de atenuare a undelor de viitură. Dar pe lângă asta, lacurile de acumulare asigură și alimentarea cam 80% din populația județului. Sigur, datele sunt clare. Nu avem încă probleme cu alimentarea cu apă, pentru că alimentarea se face direct din lacul Nedeiu, al doilea lac din Aval spre Amonte, și este asigurată, nu sunt încă probleme nici calitativ, nici cantitativ. Dar, spuneați înainte dacă se poate interveni. La lacuri, sigur că se intervine în fiecare lună. Apele Române, la nivel național, încheie la sfârșitul fiecarei luni un protocol cu Hidroelectrica pentru toate lacurile din țară, unde se stabilesc anumite niveluri care nu pot fi coborâte. De exemplu, în luna august, la lacul Oașa, coeficientul de umplere pentru exploatare nu ar trebui să coboare sub 63%. Astăzi, din fericire, este exact 63%. În momentul când scade, se face o notificare între Apele Române și Hidroelectrica, iar dispecerul național al Hidroelectrica acționează, oprește turbinarea și nivelul, se iau măsurile necesare. Dar, din nefericire, anul acesta lacurile a fost, după topirea zăpezilor, după precipitație din primăvară, le-a prins cu lacurile destul de scăzut. Tău, după cum se observă, are un coeficient de umplere de abia 33%. Deci din volumul de 100%. Situația e destul de critică și la lacurile de acumulare, da, așa cum spuneam și de da, râuri. Din fericire, cele ultimele două lacuri pe Sebeș au volum mai mic și ele li se poate asigura un coeficient de umplere peste 80%. Am înțeles toate aceste probleme, toate aceste efecte ale secetei se revarsă și asupra populației cu siguranță. Acum, la ce putem să ne așteptăm decât să plouă? Asta ar fi cel mai bine, probabil. Sigur, am uitat să vă spun, un efect al secetei este și afectarea florei și faunei din cursurile de apă. În special, sigur, flora este flora acvatică, care poate nu se vede de toată lumea, dar afectează și fauna, în special peștii. Poate știți, în cursul acestei veri am avut două fenomene. Am avut, de fapt, anunț de către diferite persoane și societăți că avem poluare pe Târnava, am avut și pe cursul de apă Aiud. Sigur, după ce s-au făcut toate investigațiile, inclusiv analiza peștilor și analiza cursurilor de apă, nu s-a găsit niciun poluant. Fenomenul care ne-l explicăm și este și în cărțile de specialitate este lipsa oxigenului. La temperaturile foarte ridicate se dezvoltă un microorganism în apă care descompune substanțele organice. Substanțele organice au nevoie de foarte mult oxigen, se consumă oxigenul și, sub o anumită limită, peștii în prima fază amețești, după aia chiar mor. Și aceste fenomene se produc, sigur, la un debit foarte mic, la temperatură mai mare și în zonele unde apa curge cu o viteză foarte mică. Am înțeles. Așadar, efectele sunt destul de multe și destul de grave. Spuneți-mi, vă rog, făcând așa o concluzie la toată discuția noastră și la tot ceea ce înseamnă seceta care a lovit România și chiar care a lovit, uite, și județul Alba, cum am putea spune că e o situație gravă sau încă suntem pe linia de plutire? Sigur, e greu de apreciat, pentru că la nivelul național seceta se resimte. Am văzut și din știrile dumneavoastră, agricultura este prima activitate afectată și aici, după părerea mea, efectul secetei se resimte mai ales datorită faptului că irigațiile sunt aproape inexistente, mai ales la culturile mari. În județul Alba nu mai avem irigări decât în zone foarte, foarte mici, la niște pepiniere, pe la Biotera, deci irigațiile din județ aproape au dispărut de tot. Sigur,
asta ar fi una din soluții pentru rezolvarea situației. De asemenea, se mai pot și sunt lucrări hidrotehnice care pot ridica nivelul freatic pentru fântânile de pe lungile cursurilor de apă. Se fac lucrări transversare, așa numitele praguri de fund, care ridică și mențin albia la un anumit nivel și chiar la debite foarte mici se menține nivelul. Noi, sigur, nu suntem cei care trebuie să asigurăm direct apa potabilă la locuitorii județului Alba, dar, sigur, ne interesează și unde se poate interveni. Am înțeles. Domnule Matiș, noi vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă mai așteptăm cu noutăți aici în prime time. Le mulțumesc și telespectatorilor că au rămas alături de noi și trecem acum de la secetă și de la lucruri mai puțin frumoase la tătici. 412 tătici beneficiază de indemnizația de creștere a copilului pe întreg județul Alba. Bărbații au ales să rămână acasă, fie pentru că aveau salariul mai mare și astfel au primit mai mulți bani pentru cel mic, fie pentru că mama nu se încadra în condițiile legale pentru a beneficia de indemnizație. Vremurile în care mamele erau singurele care stăteau acasă pentru a-și crește copiii au trecut. La fel ca și mămicile, tații pot solicita conform legii indemnizație pentru creșterea nou-născutului. Dovadă este și județul nostru, unde 412 tătici au ales să rămână în concediu paternal pentru ca doamnele să poată munci. Astfel, mulți dintre bărbați au trecut la scutece, iar mamele merg la birou în fiecare dimineață. Majoritatea familiilor din județul Alba, în care tata se află în concediu paternal, provin din mediul urban. Sunt două mari motive pentru care cei 412 bărbați au ales să rămână într-un astfel de concediu. Faptul că mama nu se încadra în condițiile legale pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului și faptul că bărbatul avea salariul mult mai mare și a primit astfel mai mulți bani pentru cel mic. Metoda de calcul este aceeași și în cazul concediului paternal. Dacă bărbatul alege să rămână acasă un an cu cel mic, indemnizația va fi de 75% din media salariului de pe ultimele 12 luni, dar nu poate depăși 3400 de lei. Dacă va sta acasă până la 2 ani, indemnizația va fi de 75% din media salariului pe ultimele 12 luni, dar nu va depăși 1200 de lei. În cazul sarcinilor multiple pentru următorii copii, valoarea indemnizației este fixă și anume 600 de lei. Centrul social din gară înseamnă pentru 40 de persoane acasă. Persoane neajutorate, vârstnici, animănui sau tineri proveniți din casele de copii au aici zilnic 3 mese pe zi, o vorbă bună și un acoperiș deasupra capului. O viață pe cât de simplă, pe atât de tristă. Numărul persoanelor care locuiesc la centrul social este mai mare iarna. Vara, cei care sunt în putere lucrează în diferite gospodării cu ziua, iar vârstnicii, majoritatea bolnavi, ar munci, dar nu mai pot. În acest moment, cam jumătate-jumătate sunt tineri și bătrâni. Din cei care sunt bătrâni, foarte puțin pot să lucreze. Iar dintre cei tineri, deja și-au găsit majoritatea de lucru și încercăm să-i ajutăm să-și găsească o chirie și să se poată descurca singuri. Vin din detenție sau provin din case de copii de unde la 18 ani au fost lăsați pe stradă, ca să spun așa, fără un loc de muncă, fără nimic. Și o parte care au fost abandonați de familie, adică din cauza alcoolului familia i-a marginalizat și au ajuns în stradă. La centrul social, majoritatea locatarilor sunt bărbați, înaintați în vârstă, rămași singuri și neputincioși, fără venituri sau copii care să le fie sprijin la bătrânețe. Am și semipareză stângă și cu tensiunea. Am înțeles. Și cum vă descurcați? Cum este aici la centru? Ce faceți toată ziua? Mergem la plimbare, mai venim înapoi. Ați vrea să puteți lucra, dar nu se poate. Nu pot. Năcăjit și alt loc n-am găsit decât aici să mă sprijine, că eu am avut un accident cerebral și am numai partea asta norocită. Ați vrea să puteți lucra și nu puteți și aici e singurul loc. La anii mei am lucrat destul și nu că n-aș vrea, dar nu mai pot. Cam 65 de ani împliniți și multă sănătate. Ce faceți toată ziua aici la centru? Cum vă trec orele? La televizor, mai mergem, facem că nu putem să stăm ca de gazeta și mai și citim, care are pasiunea cititului. Cum este aici? E bine? Bine. Nu aveți unde să mergeți în altă parte? Nu. Și cum e? Povestiți-ne un pic. Ce să povestim? Sunteți bolnav? Ce vârstă aveți?
81 de ani. Mulți înainte, nu vă arătați vârsta. Sunteți sănătos, puteți lucra? Nu puteți. Acum mai încet așa. Aveți pensie? V-ați putea întreține din pensie? N-am, copii? Nu am. Copii am avut, dar acum nu-s mai a mei, că-s duși pe țari străine. Am înțeles. Rămas numai singur. Am înțeles. Am crezut că da, de-mi poate face un ajutor social de aici să... Spun că nu se poate, știu. Cei mai tineri care pot munci lucrează unde găsesc, fiecare după putere. Am încercat să-mi găsesc un loc de muncă, numai promisiuni, fapte, nu? La vârsta mea am 54 de ani, aici mâncarea e foarte bună, condiții foarte bune. Și vă descurcați cum puteți. Exact. Ați mai găsit ceva de lucru pe timp de vară, mai ușor decât iarna? Da, am găsit un bătrân care mi-a oferit la domiciliu, vreau să spun, l-am grijit, aproape un an, în care dacă a decedat, a trebuit să mă reîntorc înapoi. Bun, și în rest, ce faceți aici toată ziua? Cum vă trec orele? Păi, mai facem curățenie pe la cameră, mai pe aici așa, pe afară. Ați vrea să lucrați și nu găsiți, nu aveți exact, unde. Exact, exact. Am încercat și la Sal Press, dar numai bărbatul a zis că primește. Am zis că oriunde. Mă mulțumesc că am deasupra capului meu să nu mă plouă, să nu mă ningă. Și mâncarea e foarte bună și mă mulțumesc pentru... În loc de muncă ați încercat să vă găsiți. Eu am pensie. Iau pensie de handicapați. La centrul social primesc nu doar mâncare și un pat. Angajații centrului fac tot ce le stă în putere pentru a le găsi un loc de muncă și pentru a integra în societate. În momentul în care vin la centru, beneficiază de consiliere emoțională, de ajutor în efectuarea actelor personale, de o masă caldă, adică de 3 mese calde pe zi, de adăpost pe timpul nopții și de ajutor în găsirea unui loc de muncă. Finanțarea serviciilor sociale este asigurată atât de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cât și de Primăria Municipiului și de Asociația Ortodoxă Filantropia. De asemenea, un sprijin important pentru cantina socială îl reprezintă donațiile de alimente făcute de persoanele cu suflet mare. O firmă din Blaj a transformat municipiul de pe Târnave în capitala apicultorilor. Aici are loc anual, datorită profesorului de fizică Victor Mateș, Sărbătoarea Mierii, eveniment la care au participat în această primăvară peste 120 de expozanți și aproximativ 5.000 de vizitatori, din care aproape 80% au fost apicultori. În 2011, societatea administrată de Victor Mateș a procesat 1500 de tone de miere, producția rezultată fiind îndreptată în procent egal de 50-50 pe piața românească și pe cea externă. În prezent sunt perioade în care avem între 700 de tone și 1200 de tone în stoc de miere. Pot să fie perioade cu o cantitate mai mică și pot să fie perioade de vârf, cum e acum vara, în care să avem mai mult, pentru că abia din septembrie începem să livrăm și la export. Mierea de tei, salcâm sau poliflor, convențională sau bio, produsele cosmetice din miere și propolis, vinul de miere, sunt toate fala firmei blăjene, care înregistrează anual un profit net de până la 8%. În paralel, firma desface toată gama de utilaje și ustensile apicole. Un amplu reportaj de la apicultorii blăjeni puteți urmări duminică de la ora 14 la emisiunea Agricultura în județ. Primărița din Crăciunelul de Jos e în concediu până în 27 august. De unde știm, am aflat astăzi la fața locului. Tot astăzi, de pe panoul din fața primăriei, am fost informați cum trebuie să votăm la referendumul din 29 iulie. La Crăciunelul de Jos, referendumul e sus, pe panou, la intrare, cu indicații în amănunțime cum se procedează la urne, cum se pune ștampila pe țâdula de zice vot. Faină treabă, doar că referendumul fuse pe 29 iulie și se duse pe apa sâmbetei politice. Tot de pe panou am aflat că la primăria Crăciunelul de Jos, deșeurile se colectează selectiv. Hârtia în recipiente albe și albastre, plasticul în recipient galben cu roșu capac. Mai faină treabă, doar că hârtia cu referendumul din 29 iulie
de la știrile satului trebuia de mult colectată alb-albastru. Din păcate, primărița Alenuța Bucur e plecată în concediu și, ca atare, referendumul e prezent precum primărița la primărie. Din luna septembrie vom plăti mai mult pentru gazele naturale cu 5%, iar pentru firme majorarea va fi de 10%. Anunțul a fost făcut marți de către șeful misiunii FMI de evaluare a acordului preventiv cu România, Eric de Vrijer. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat la finele lunii iunie un calendar de creștere a prețurilor. La momentul respectiv, datele prevedeau că prețul gazelor pentru populație va crește cu 10%, atât anul viitor, cât și în 2014, pentru ca în 2015-2018 să urce cu 12% anual prin ajustări trimestriale, conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate. Astfel, liberalizarea pieței de energie va începe în septembrie cu clienții industriali. Pentru anul în curs, nu erau prevăzute modificări de preț în baza calendarului anunțat de ANRE, prima creștere de 8%, urmând să fie efectuată la 1 iulie 2013. Iar a doua de 2% în octombrie 2013. Eliminarea prețurilor reglementate a fost solicitată autorităților române de către FMI. Cea mai recentă creștere de prețuri la gaze pentru companii, nu și pentru populație, a avut loc anul acesta la 1 ianuarie și a fost de 5%. ANRE a modificat creșterea prin majorarea prețurilor la gazele importate. Tarifele pentru populație au fost menținute la valorile din 2011. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, produsul intern brut al României a crescut în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului cu 0,5%, după două trimestre consecutive de scădere. Astfel, în 2012, în primul semestru, economia a urcat cu 0,8%, serie brută față de aceeași perioadă a anului 2011. La jumătatea lunii iulie, ministrul Finanțelor Florin Georgescu a declarat că economia va înregistra o creștere față de trimestrul al doilea de anul trecut și comparativ cu primele șase luni din 2011. Cu toate acestea, economia este în recesiune, întrucât în perioada ianuarie-martie a fost al doilea trimestru consecutiv de scădere comparativ cu lunile anterioare. Scăderea din primul trimestru a fost limitată de evoluțiile pozitive din agricultură, informații și comunicații. Prin legea bugetului de stat pe 2012, aprobată la finele anului trecut, guvernul a stabilit o țintă de creștere economică de 1,8-2,3% din PIB, redusă ulterior la 1,5% din PIB în urma discuțiilor cu Fondul Monetar Internațional. Proiectul primei rectificări bugetare din acest an, programată pentru ultima parte a lunii august, relevă că executivul și-a redus din nou estimarea de creștere economică la 1,2% din PIB. Plenul Curții Constituționale s-a reunit astăzi în jurul orei 10 la cererea unor judecători ca urmare a unor neconcordanțe apărute în actele oficiale ale acestei instituții. Judecătorii Curții Constituționale au decis să nu includă pe ordinea de zi a ședinței o decizie în privința validării sau invalidării referendumului din 29 iulie. Toți cei 9 magistrați s-au reunit astăzi într-o ședință de urgență care a debutat în jurul orei 10. Punctul de pe ordinea de zi privind validarea sau invalidarea referendumului nu a fost aprobat de judecătorii Curții Constituționale. S-a stabilit să se analizeze erata transmisă către monitorul oficial, dar și adresele înaintate guvernului, prin care se solicita inițial actualizarea listelor electorale, iar apoi transmiterea listelor electorale permanente avute în vedere la referendumul din 29 iulie. Curtea Constituțională a decis cu majoritate de voturi că erata emisă și publicată în monitorul oficial este legală. Opinia majorității judecătorilor prezenți la ședința de plen a Curții Constituționale a fost că judecătorul Ștefan Mine ar fi fost îndreptățit să transmită la monitorul oficial rectificarea în ceea ce privește motivarea curții pe contestațiile privind referendumul din 29 iulie. Argumentele invocate în ședința din plen în majoritate au fost că acesta era atât judecător raportor cât și judecător de serviciu. Erata solicitată de conducerea Curții Constituționale a generat ample discuții, inclusiv în interiorul curții, trei judecători declarându-se deranjați de faptul că nu au fost consultați. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a lansat 7 licitații deschise pentru achiziția de servicii de întreținere a drumurilor naționale pe timp de iarnă. Valoarea acumulată a contractelor finanțate cu fonduri bugetare fiind estimată la peste 360 de milioane de lei. Contractele toate sunt pentru o durată de 5 luni de la data atribuirii acestora și presupun atât lucrări de întreținere curentă pe timpul iernii, cât și activități de dezăpezire.
Cel mai mare contract este în valoare de aproximativ 91 de milioane de euro fără TVA și vizează servicii de întreținere pentru drumurile naționale care intră în administrația Bucureștiului în Buzău, Ploiești și Pitești. Pentru cei din Ardeal, suma alocată este de peste 47 de milioane de euro fără TVA și include administrarea drumurilor de pe teritoriul județelor Cluj, Bistrița, Bihor și Satu Mare. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 septembrie, iar deschiderea ofertelor se va face în 2 octombrie. În luna martie din acest an, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a comunicat că firmele contractate pentru dezăpezirea șoselelor s-au achitat de datorie și au fost plătite cu 277 de milioane de lei. CNADNR a precizat că a verificat operațiunile de dezăpezire și a constatat că s-au desfășurat în conformitate cu prevederile contractuale, iar termenele prevăzute în contracte au fost respectate de către prestatorii de servicii. O singură companie a fost amendată cu 160 de milioane de lei. CNADNR a desecretizat pe jumătate contractele de întreținere multianuală care cuprind și serviciile de dezăpezire. Se anunță un weekend plin de activități în județul Alba. Despre asta vorbim în minutele următoare cu doamna Daniela Floroian, director adjunct la Centrul de Cultură Augustin Benă. Bine ați venit! Bine v-am găsit! V-am regăsit! Mulțumim că sunteți alături de noi. Așadar, un weekend plin de evenimente frumoase pentru Alba Iulieni și pentru cei care vor să ia parte la tot ceea ce înseamnă manifestări. Și aș vrea să vorbim mai mult despre Târgul Lemnarilor. Cu siguranță e cunoscut deja de mulți dintre telespectatori. 17-a ediție a Târgului Național al Lemnarilor, care se desfășoară an de an în comuna Horia. De altfel, a și fost inițiat de fostul primar al comunei, Corneliu Olar, cel care are o mare aplecare înspre turism și cultură. Pentru că, trebuie să spunem, nu este numai o manifestare culturală, ba chiar foarte puțin are o latură culturală, este o manifestare cultural-turistică. E un eveniment cu o mare tradiție în spate. Așa, da, 17 ani nu-i puțin. Nu e dar puțin, totuși destul de nou pentru partea de etnografie și folclor care are ani mulți în spate. Este un eveniment nou, dar cu multă priză la public. An de an numărul celor prezenți acolo este din ce în ce mai mare și probabil în următorii 3-4 ani vor egala Muntele Găina ca și ponderea turiștilor prezenți. Cine știe, poate se va întâmpla asta. Până atunci aș vrea să vorbim de ediția din acest an, care se va întâmpla chiar în acest weekend, 18 și 19 august, așadar și sâmbătă și duminică, cei interesați pot fi prezenți acolo, pentru că se anunță multe activități. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte. Da, vor fi multe evenimente. Principalul organizator este primăria din comuna Horia, așa cum am zis, iar Consiliul Județean contribuie pe măsură la reușita acestui eveniment. Fiind un târg național, se desfășoară întotdeauna cu dată fixă, adică în penultimul weekend din luna august, cum pică el, acum pică 18-19. Prima zi va fi ziua de primire a oaspeților și o zi dedicată tinerilor, pentru că urmează discotecă, recitaluri de muzică ușoară. Iar cea de-a doua zi, ziua de duminică, este o zi plină de evenimente, începe la 10 dimineață, se desfășoară la Mătișești, un sat din comuna Horia, un sat deja arhicunoscut datorită acestui târg, și începe cu ceea ce este mai gustos, balmoșul moțesc. Ei, ia uite, pentru gurmanzi e tocmai foarte potrivit. Foarte multă lume urcă până în creierul munților pentru acest balmoș care este deosebit. Să înțelegem că e deliciul evenimentului. Este deliciul evenimentului și ca în fiecare an organizatorii aduc câte o noutate. Anul acesta tema este cea a dragostei, pentru că ziua de sâmbătă este dedicată unor evenimente legate de nuntă, de iubire, de parteneriate. Acolo, în comuna Horia, râdeam la acum 5-6 ani când prima dată a fost scos din lada de zestre, scoase legenda dâmbului lui Gâf, foarte pitoresc relatată de locuitorii din părțile locurilor, din părțile locului. Dâmbul lui Gâf a devenit un brand. Deja este foarte popularizat, dovadă că iată și în creierii munților se face un puternic marketing, o puternică promovare. Aproape au ajuns să fie la fel de cunoscuți ca și alte ca și Valentine's Day, doar că pe zona asta noastră românească. Acolo sâmbătă se vor întâmpla multe lucruri interesante.
toate legate de iubire, începând de la simularea unei nunți tradiționale până la, iată, iarăși venim în zona gustativului, celebra plăcinta iubirii care numai la Horea se face. Ei, numai la Horea se face, așadar neapărat să fim acolo dacă vrem să gustăm. Indiferent că telespectatorii noștri sunt îndrăgostiți sau nu, să fie acolo, poate se pot îndrăgosti, totul e despre iubire în această ediție. Acest dâmb care este un deal, deja, cum spuneam, a devenit un brand turistic, au amenajat acolo un mic părculeț în care îndrăgostiții pot să își spună poveștile de amor. Iar duminică, așa cum spuneam, ne întoarcem în zona folclorică, pentru că după Balmoșul Moțesc încep spectacolele folclorice. Parada Portului Popular va fi valorificat scenic un obicei de nuntă, vor fi interpreți foarte cunoscuți ai folclorului. Puteți să ne dați măcar câteva nume, da, sau ținem surpriză? Da, în fiecare an organizatorii aduc câte un nume foarte mare. Un nume consacrat, consacrat, da, pentru că și aici există valențe și valențe. Așa. Ei, anul acesta, cel care va și prezenta evenimentul va fi celebrul Ciprian Pop. Ciprian care Pop este și localnic sau are ceva rude în, nu știu, el, ei, sau soția, dar are mare rădăcini în Horea și nu este prima dată când vine acolo, dar este prima dată când va avea o mai mare importanță în eveniment, fiind prezentatorul evenimentului. Așadar, un weekend plin și un weekend al iubirii, uite noutatea pe care nu aveam, și o duminică care începe cu acel balmoș despre care ne-ați vorbit și cu multe evenimente folclorice, la ce oră se încheie, deși nu vrem să ne gândim la încheiere? Se va încheia seara târziu, nu există o oră fixă de încheiere, pentru că duminică se vor desfășura și concursurile dintre lemnari, care pot dura mult mai mult decât se estimează. Au fost ani în care se mergea la prelungiri pentru că ieșeau pe punctaj egal mai mulți lemnari și atunci se dădeau probe suplimentare. Oricum, va fi o zi plină. Până seara târziu va fi o zi plină. Aveți ce vedea dacă alegeți să fiți acolo. Pentru cei care ne urmăresc și care poate sunt absenți de acest subiect, ce înseamnă un concurs între lemnari? Să le spunem așa în câteva cuvinte cât se poate răspunde. Meșterii populari din acest domeniu, din domeniul lemnăritului, respectiv dulgherii, cioplitorii în lemn și îndrilarii, au anumite etape ale procesului tehnologic, să spunem, de rindeluit un lemn sau să se cațere cât mai repede în vârful unui stâlp de lemn sau aruncatul cu toporul sau sunt probe de concurs specifice meseriei lor. Să mânuiască dalta foarte bine. Am înțeles, cu siguranță se și pregătesc foarte mult pentru aceste concursuri și sunt foarte importante pentru ei. Cam la câți spectatori se așteaptă organizatorii din ceea ce știți dumneavoastră? Este greu de estimat pentru că, ca la toate genurile acestea de sărbări câmpenești, sunt mai multe puncte în care se desfășoară activități și va fi și de data asta la fel, așa cum spuneam, va fi Dâmbul lui Gâf, va fi centrul comunei Horea, Mătișeștiu, deci mai multe locații și atunci e greu de estimat. Oricum, acolo anual erau mii de oameni. De aceea, cei care doresc să ajungă până la Mătișești trebuie să se grăbească, pentru că după ce se aglomerează șoseaua, e mult mai greu de ajuns. E mult mai greu, așadar grăbiți-vă și organizați-vă mersul acolo din timp, da, neapărat, ca să fiți prezenți, pentru că se anunță un weekend foarte frumos. Eu vă mulțumesc mult, doamna Daniela, pentru prezență și pentru informații. Înainte de a încheia, aș vrea să spun că iubitorii de folclor vor putea să revadă acolo atât ansamblul județului Alba, ansamblul folcloric, cât și Transilvan, ansamblu de la Cluj, recunoscut pe scenele internaționale pentru performanțele artistice. Ei, uite, altă surpriză pe care ni le-ați divulgat aici în Prime Time și vă mulțumim, vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc. Noi continuăm acum știrile. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a înființat o comisie de monitorizare a achizițiilor publice care vizează asigurarea transparenței licitațiilor la nivelul instituției Companiei Naționale de Investiții și Agenției Naționale pentru Locuințe. Înființată prin ordin al ministrului Eduard Helvig, comisia se va întruni de două ori pe săptămână și va funcționa pe baza unui regulament propriu de organizare și funcționare.
Potrivit comunicatului dat de Ministerul Dezvoltării, Comisia va aviza criteriile de selecție a ofertanților și de adjudecare a ofertelor pentru a se asigura un tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți ofertanții de lucrări, produse sau servicii care participă la procedurile de achiziție organizate de MDRT și de instituțiile care funcționează sub autoritatea acestuia. Măsura dispusă în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului are ca scop creșterea transparenței, stimularea competiției în procesul de selecție a ofertanților și asigurarea unui management eficient în alocarea resurselor bugetare. Referendumul a intrat și în atenția DNA. Procurorii fac cercetări în privința unor fapte de corupție comise în timpul referendumului pentru demiterea președintelui din 29 iulie. Cercetările vizează autoritățile locale, respectiv primarii din localitățile în care s-a înregistrat o prezență foarte ridicată la vot și există indicii privind săvârșirea unor acte de corupție. Cercetările DNA au demarat ca urmare a informațiilor apărute în presă odată cu publicarea interceptărilor din dosarul referendumului, în care au fost puși sub acuzare și audiați ca martori înalți oficiali din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. În dosarul referendumului este vizat Ioan Nicolae Căbulea, secretar de stat, șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, și Constantin Manoloiu, șef al Direcției de Evidență a Populației. Aceștia au fost puși sub învinuire săptămâna trecută de procurorii parchetului de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată în dosarul listelor electorale folosite la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte. Guvernul a anunțat că va dubla premiile pentru medaliile câștigate la ultima ediție a Jocurilor Olimpice. Astfel se va reuși să se acopere calomniile și înjurăturile din țară, a declarat premierul Victor Ponta la începutul ședinței de marți a guvernului. Premierul Victor Ponta a precizat că premiul pentru medalia de aur se ridică la 70.000 de euro, cel pentru medalia de argint va fi de 56.000 de euro, iar cel pentru medalia de bronz va reprezenta 42.000 de euro. Luni seara, premierul a anunțat că guvernul va acorda premii totale în valoare de 5 milioane de euro, în urma rezultatelor înregistrate de delegația României la Jocurile Olimpice. Potrivit legislației în vigoare, un titlu olimpic este răsplătit cu 35.000 de euro, medalia de argint cu 28.000 de euro, iar cea de bronz cu 21.000 de euro. Tot în lege se menționează că aceste sume pot fi dublate la propunerea președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român, lucru care s-a și întâmplat de fiecare dată. Pe lângă medaliați, legea prevede că pot fi premiați și ocupanții locurilor 4 și 6, după cum urmează: locul 4, 14.000 de euro, locul 5, 10.500 de euro, locul 6, 7.000 de euro. După Jocurile Olimpice de la Beijing, guvernul a dublat și premiile pentru locurile 4 și 6. TVA la încasare din 2013 și calendar de privatizări refăcut. Creșterea economică va fi de sub 1%, iar guvernul trebuie să renunțe la numirile politice din companiile de stat și să publice rapoarte de cheltuire a banului public. Așa au arătat concluziile negocierilor cu Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră. FMI a agreat discuțiile cu autoritățile române pentru plata TVA la încasare din ianuarie 2013, decalarea calendarului de privatizări ale companiilor de stat, o serie de măsuri pentru stimularea creării de noi locuri de muncă și amânarea cuplății în sistemul medical. Aș spune că s-au încheiat cu succes negocierile cu partenerii noștri internaționali, Comisia Europeană, FMI și Banca Mondială, privind angajamentele asumate de România pentru cea de-a șasea revizie a acordului cu instituțiile financiare internaționale, respectiv modul cum ne-am îndeplinit performanțele economice și financiare la finele luni iunie. De asemenea, scrisoarea de intenție, documentele negociate prevăd obiectivele pentru următoarea perioadă de timp, deci 3 luni până la 30 septembrie, a declarat în încheierea discuțiilor cu reprezentanții instituțiilor internaționale ministrul finanțelor Florin Georgescu. El a mai spus că în cadrul negocierilor s-au asigurat sumele necesare pentru refacerea salariilor nominale ale funcționarilor bugetari la nivelul din iunie 2010 și pentru plata sumelor reținute necuvenit pensionarilor, corespunzător a 7 luni din acest an și a 9 luni din anul care urmează. Doamnelor, domnilor, întâlnirea noastră se încheie aici. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Rămâneți acum alături de știrile din sport cu Tudor Stan și cu datele despre starea vremii alături de colega mea, Andreea Susan. Să aveți o seară bună, pe curent! Bine v-am găsit la știrile din sport.
Fetele de la Clubul Navobie Alba Iulia au făcut sâmbătă o deplasare la Reghin în vederea disputării unui amical împotriva formației de Liga 1, Viitorul Reghin. Acesta a fost returul amicalului, în urmă cu puțin timp, jucătoarele Viitorului venind în Alba pentru a-și măsura forțele cu jucătoarele antrenate de Cătălin Popa. Dacă în tur a fost 1-0 pentru Navobie, de această dată gazdele din Reghin s-au impus cu 5-3. Fostul portar Alba Iulian, actualmente antrenor la Clubul Sportiv Navobie Alba Iulia, a deplasat la Reghin un număr de 19 jucătoare. Cu 3 antrenamente săptămânal, jocul echipei începe să prindă conturi și rezultatele nu întârzie să apară. Cu toate că au pierdut partida jucată pe terenul Avântul din Reghin, fetele lui Popa au arătat prospețime în fața porții adverse și au reușit să marcheze numai puțin de 3 goluri. Reușitele au fost înregistrate în dreptul Laurei Andone, Alexandrei Marian și Violetei Cârpaci. Din lot au făcut parte și junioarele care s-au antrenat timp de o săptămână în tabăra de la Ocna Șugata, organizată de Federația Română de Fotbal. Alexandra Marian, din postura de capitan și antrenor secund, s-a arătat mulțumită de rezultat și speră ca pe viitor înfrângerile să fie înlocuite de victorii. Echipa care a înfruntat Europa Alba Iulia în prima ediție a Supercupei Județului Alba, Arena Alba Iulia, va juca mâine la Mihalți un meci contând pentru Cupa României. Jucătorii antrenați de Ovidiu Barna au avut de trecut un test destul de util împotriva europenilor, dat fiind faptul că mâine la Mihalți vor întâlni tot o divizionară a eșelonului terț din campionatul României. Arena Alba Iulia este în turul 3 al Cupei României. Este deja o performanță pentru echipă venită din Liga a 5-a, însă jucătorii au produs surprize încă din sezonul trecut, când nu au pierdut niciun meci oficial. Primul meci în dreptul căruia nu s-a putut adăuga apelativul de învingători a fost cel disputat vineri pe cetate împotriva Europei. Dacă au pierdut cu 1-5 disputa cu fotbaliștii din Drâmbar, meciul împotriva Unirii din Florești nu se anunță deloc a fi unul ușor. În această stagiune a Cupei României, Arena a eliminat două echipe din Liga a 3-a, prima fiind Gloria Arad. Cea de-a doua, CFR Simeria, nu s-a prezentat la meciul cu mihălțenii. Ovidiu Barna a declarat că va fi un meci greu deoarece nu cunoaște bine echipa antrenată de foștii uniriști, Ciorceri și Rusu. Rămâne să vedem cât de motivați sunt și jucătorii Arenei Alba Iulia. Mâine, la ora 21:45, Naționala României de Fotbal va susține un meci amical împotriva formației care a spulberat visurile a milioane de români în anul 2002. Slovenia este echipa care ne-a furat o calificare la Mondialul din Japonia și Coreea de Sud. În acel baraj, slovenii ne-au învins la ei acasă, iar pe Lia Manoliu, naționala de atunci antrenată de Gică Hagi, a reușit doar un 1-1. Pițurcă se va baza foarte mult în acest amical pe jucători tineri din campionatul intern. Lotul chemat de Pițurcă în vederea disputării jocului de pregătire contra Sloveniei este format din portarii Bogdan Lobon, Silviu Lungu Junior și Ciprian Tătărușanu, pe când jucătorii de câmp vor fi Paul Pap, Sergian Luchin, Gabriel Tamaș, Valerica Găman, Vlad Chiricheș, Dragoș Grigore, Răzvan Rat, Iasmin Latovlevici, Gabi Torje, Mihai Roman, Alex Băurceanu, Răzvan Cociș, Florin Gardoș, Costin Lazar, Cristi Tănase, Alexandru Maxim, Bogdan cu Marius Nicolae, Ciprian Marica și Alba Iulianul Gicu Grozav. Victor Pițurcă a renunțat la convocarea cu Alex Chipciu după ce acesta a fost implicat în mai multe scandaluri extrasportive. Bogdan Lobonț este singurul jucător care a luat parte și la dezastrul din 2002. România va începe campania de calificare pentru Mondialul din 2014 din Brazilia pe data de 11 septembrie împotriva Andorei.